avea un om desemnat numai pentru el. Așa era cazul și cu Maradona și cu toți ceilalți mari fotbaliști, inclusiv cu Gică Hagi. Și Hagi avea om după el tot timpul. Cartonaș galben după această intervenție cinică pe glezna lui Paraschivo. Și tackling urât al lui Popescu. Bine, vine dintr-un, sau revine dintr-un fotbal dur. A jucat în Scoția. Acolo un astfel de tackling e obișnuință. Gică Hagi mult mai calm decât îl știm de obicei. Lovitură liberă pentru Hermannstadt, s-au mai dus vreo 4 minute fără să se joace mare lucru. Jocul este încă oprit, ia să vedem. Ia să vedem, se duce la VAR, dacă nu cumva e chiar de roșu, cred că asta se verifică, altceva n-ar... Altceva n-ar avea ce să revadă. Dacă l-a lovit deasupra gleznei și dacă s-a dus cu talpa, hai să vedem. Aici chiar nu mă pot pronunța niciun fel. Ah. Pe de o parte pare un faul dur, pe de altă parte parcă ar fi prea dură eliminarea. Bine, a fost atenționat Bogdan Dumitrache din camera VAR. Probabil a fost chemat de Florin Andrei pentru a se... lămuri, nu cred că e cazul, ia să vedem. Este într-adevăr între galben și roșu acea intervenție, dar dacă îl cheamă pe Popescu înseamnă că va fi eliminat. Îi se retrage cartonașul galben și va fi eliminat. Eliminare! Înmărmurit pe margine Gică Hagi. Echipa sa a fost copleșită în această seară, dar în același timp au făcut și foarte multe greșeli jucătorii săi. E puțin cam mult roșu aici. Nu știu. E adevărat, e un tackling... Centrarea lui Oroian la prima bară, mingea cade, cer și penalti acum cei de la Sibiu. Bejan a rămas întins pe gazon, chiar și așa vine această centrare. Paraschiv. Pentru Opruț întrerupe acum jocul Bogdan Dumitrache. Ia să vedem faza. Bine, greu de văzut aici unde sunt cu spatele, nu cred, nu cred. De data asta chiar nu cred. Iată, avem și reverse angle. No, nimic. Cred că l-a lovit mingea în față pe Bejan. Bejan, spuneam și el, fost jucător la Farul, mă rog, viitorul la acea vreme. A fost și el unul dintre jucătorii decisivi. A, aici, la Gramenică, ridică piciorul. Acum am văzut mai bine. Abia la a treia reloare a ridicat Grameni genunchiul. Și dacă Bejan a lovit mingea și Grameni l-a lovit cu piciorul, e penalti. Am crezut că este vorba de intervenția lui Băluță. Dar priviți jucătorul care vine a doua oară aici. Bejan dă minge și atenție mare, dacă lovește minge și apoi adversarul îl lovește, din nou o fază foarte grea. O fază foarte grea, dar pare că Bejan atinge mingea. Pare că Bejan lovește mingea și s-ar putea să vedem
Încă o lovitură de pedeapsă. E, pe de altă parte, dacă după ce lovește Bejan, mingea lovește și Grameni, nu mai e penalti. Pentru că nu se poate vorbi acolo de o imprudență. Ce fază grea! Încerc să vă ajut și pe dumneavoastră să înțelegeți toate, să spunem, criteriile. Dacă Bejan, iată, lovește mingea, dar apoi și Grameni o lovește, nu mai e penalti. Dar dacă se consideră că Grameni lovește mai întâi adversarul și după aia, după aceea mingea, e penalt. Și asta a fost, asta... Oricum, e fază grea. E fază grea de tot din perspectiva arbitrajului. Da, cred că lovește în piept. E foarte greu de văzut. E foarte greu de văzut această fază. Se pare că mai întâi lovește adversarul și apoi mingea. Cred că e o decizie corectă și aceasta. Bun, penalti, farul și cu eliminare. Bucăceanu abia intrat pe teren. El este desemnat să execute. Interesant, nu este Paraschiv, iată, cel mai bun marcator. Bucăceanu înscrie! Hermannstadt face 3-0! Se stinge farul și la propriu și la figurat în această seară. Asta pentru că s-a stins nocturnă, iată, de 3 ori la golurile marcate de Hermannstadt. Farul, spuneam, cu o singură înfrângere, acel 3-4 la Craiova, dar acolo lucrurile au stat total diferit. Farul a avut ocazie, a marcat, a condus. Greu de tot, greu de tot pentru Farul și în 10 oameni. Meciul e jucat. Meciul este jucat. E ciudat să spui asta atunci când joacă Farul primul loc pe terenul unei nou promovate, dar cred că ăsta e adevărul. Martin!